Dar ce vreau să spun cu valorile acestea, eu cred în aceste valori foarte mult și eu aș vrea să, ca fiecare dintre dumneavoastră să lucrăm împreună. Nu numai noi lucrăm ca lideri ai bisericii, dar lucrăm cu toți împreună ca să reducem la îndeplinire aceste valori. În întâmplător am afișat aici relații, identitate, cuvânt, credință, dragoste, viziune, lupta spirituală sunt niște lucruri care, care trebuie să începem să le practicăm în mod clar și Domnul să ne ajute la aceasta. Nu numai vorbe, vorbe toată lumea știe să vorbească, nu asta, dar în acțiune, în acțiune. Nu știu ce trebuie să spun asta, dar uite că așa mă conduce Duhul Sfânt și trebuie să ascult. Miercurea trecută am vorbit despre, vorbeam despre semnele care vor însoți pe, cei ce vor crede în numele meu, spunea Domnul Iisus. Hmm. Vor scoate draci. Iubiți dacă nu ai, dacă n-ai fost și nu vrei să vii să înveți treburile astea, niciodată nu vei scoate draci. 21 de ani a stat într-o tradițională, n-am scos un drac. Dar după 21 de ani am scos mulți draci, mulți. Nu prin puterea mea, nu, 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 nu. Și prin puterea Domnului. Și le spuneam fraților de, de miercurea trecută. Săptă, acum două săptămâni am plecat la reghi, la conferință. Doamne, ceva obișnuit. Pentru mine asta e ceva obișnuit. Pentru unii din voastre e ceva... Ua! Nu, e ceva obișnuit. Pentru cei ce vor crede, în primul rând vor scoate draci. Și sunt mulți draci, pentru că Dumnezeu i-a aruncat pe pământ împreună cu Lucifer și sunt aici. Călătoream și am ajuns la Deva, am, am adus în tren, călătoream. Stăteam acolo și din dată sunt și îl văd pe conductor că fuge, fuge, fuge. Era speriat, era a terminat. Ha, ha, iar revenit, venit, iar revenit. Mama m-a zis, ce, cine a venit? Era, era, așa de tulburat și zic, cine a venit? Păi, o să vedeți! Și am început, am început să aud, am auzit. Nașule, te omor! Și era un om, un bărbat, ca un animal arăta. Cu părul răvășit, vorbea așa de urât, zdrențe, corp, haine zdrențe, toate era, era murdar, mirosea urât. Na, și a venit spre mine, a, conductorul s-a pus în spatele meu. A deschis ușa și doar atât am spus. Nu mi-a venit altceva, m-am gândit, na, ce se fac cu omul ăsta? Să-l iau frumos, să-l spun stai liniștit, omule, stai, 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 stai. Nu, 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 nu. Un singur lucru mi-a spus Duhul Sfânt. Numele meu. Și dintr-o dată. Ușa era deschisă, conductul era în spatele meu și am spus, în numele lui Isus. A începenit omul ăla. Cât era de mare în gură, dintr-o dată l-am văzut I-am spus, stai acolo. S-a început să stea acolo. Toată lumea, când a intrat, toți... M-am întrebat, oare mai este vreun creștin pe aici? Ce facem noi creștini astăzi? M-am dus și m-am rugat pentru el. A așa de blând a fost. Așa de liniștit. M-am rugat și am spus... Duc necura care ești în el în numele lui Isus Hristos, care a dus frică, tulburare, necaz, îți poruncesc în numele lui Isus să stai liniștit și să ieși afară din el. Nu, nu vreau să ies, îmi spunea. Ba, o să ieși în numele lui Isus. A scos întrebarea este, ce faci frate Daniel? A scos Domnul Isus, dragi? Da sau nu? Da. Au scos ucenicii dragi? Da. da. Trebuie să scoatem și noi dragi? Da. De ce nu-i scoatem? E o întrebare. De ce nu-i scoatem? Unii scoatem. Da, iubicilor, trebuie să învățăm să știm că autoritatea numelui lui Isus e o autoritate deosebită. Stătea liniștit, m-am dus și m-am rugat pentru el și tot că așa cu plecat, l-am ridicat de barbă și i-am zis, uite-te la mine, te eliberez în numele lui Isus Hristos din Nazaret. Te eliberez, te eliberez. Nu așa făcea din cap, așa. Și știi ce a spus Duhul Sfânt? Doina mi-a pus două sandvișuri și nu i-am spus când a venit acasă că un sandviș am dat la omul ăsta și nici nu i-am spus despre el pentru că pentru mine e o viață normală care trebuie să o am. Fiecare dintre noi să avem. I-am luat un, un sandviș, m-am dus și i-am dat un sandviș, am mâncat omul, sandviș liniștit. Conductorul zice, cine ești, domnule? Eu zic, sunt un copil al lui Dumnezeu, sunt un preot. Da, Păi, uite, domnule. Păi, și n-ai frică? Păi, zic, n-am frică. De ce să am frică? Pentru că în mine este Isus. El zice: Cine, cine, cine? Zic, Isus. Este în mine. Și este în noi. În cine este Isus? Mânuța sus. În toți este Isus. În fiecare dintre noi. Ce facem atunci? Dacă este Isus, ne imediat ne e frică și tremurăm cum apare o forță diabolică, gata, cum apare ceva deosebit, cum te speri și intri în panică. Dragilor, vreau să învățăm în cuvântul lui Dumnezeu și pentru că suntem la aceste semne, am parcurs deja mai multe semne, am vorbit despre rugăciunea fierbinte și te aș ruga să pui Iacob, capitolul 5, versetul 16, partea a doua rugăciunea. Am vorbit despre rugăciune. iubiți rugăciunea. Suntem niște practicanți ai rugăciunii. Da sau nu? Da. da. Iubiciilor. dacă vorbim că suntem practicanți ai rugăciunii, atunci haide să ne ținem de ea. Haide să ne rugăm. Vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră. Nu vă înșelați, iubicilor. Nu vă înșelați, vrem să veniți la rugăciune marțea și miercurea. Mulțumesc, Costele, pentru slujirea ta. Amin, Așa. Amin. Suntem aici să vă slujim, suntem aici să vă ajutăm și uh, uh, marțea este o lucrare a Duhului Sfânt extraordinară, care nu s-a întâmplat. ani de zile am eșuat la lucrarea aceasta, nu s-a produs în Biserica Agape. N-am. N-am practicat-o, am știut de ea. Dar n-am practicat-o, ne-am axat pe altceva care ni s-a părut așa de încântător și așa de frumos. iubicilor, fără o viață de rugăciune, nu, dar nu o viață de rugăciune, acolo cuvântul spune, mai, îl pui în versetul 16, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Hai să începem împreună. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Sunt tot felul de rugăciuni. Adorarea e ok. Slăviți să fie Domnul e ok. Îl anora pe Domnul e ok. Dar iubiților, dacă vii intră o rugăciune fierbinte, nu o rugăciune, rugăciunele de-abia deschis gura, rugăciunele petăcute, ce facem? Ce facem, iubiților? Oare ne. Și vă aș ruga, în numele Domnului vă spun. Amen. Nu în numele meu. Haideți să ne trezim odată. Haideți să punem accent pe viața de rugăciune, vă rog, în numele Domnului Isus. Aceasta ne va demonstra, dar rugăciunea fierbinte. Nu rugăciunea pătăcute Nu rugăciunea din când în când când ai nevoie. Ci rugăciunea plină de puterea Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Săvi să fie Domnul. Și dacă nu te rogi și nu ne rugăm, să nu ne așteptăm la schimbări drastice în națiunea aceasta. Putem vorbi mult despre asta. Putem vorbi mult și vedem multe lucruri care se întâmplă în, în această națiune. Am vorbit despre această valoare, am vorbit și despre a doua valoare, care este împlinirea cuvântului. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultător. Iacob 1, versetul 22. Și aici este. Auzim cuvântul și, iubiți o fiecare dintre noi auzim cuvântul. Iacob, a, așa. Auzim cuvântul, dar ce facem cu el? Ce facem cu el dacă-l auzim? Facem ceva sau ne mulțumim că-l auzim? și bine că-l auzim minunat, slăvit să fie Domnul, dar acolo cuvântul spune și Iacob vorbește creștinilor adevărați, creștinilor reali, nu creștinilor doar de duminică. Spune fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Ne place să ascultăm, dar trebuie să mergem la un alt nivel, să fim, să fim împlinitori ai cuvântului. Pentru că dacă nu mai ascultăm, ne înșelăm și Diavolul are câștig din cauza aceasta, de aceea e foarte important să înțelegem aspectul acesta. Îmi place cuvântul lui Dumnezeu și ne place fiecare dintre voi. Știu că vă place cuvântul lui Dumnezeu, dar vreau să ne axăm pentru a împlini, a auzi, a împlini cuvântul. De acolo cuvântul spune cu fapta. Nu doar că da, 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 cu fapta. Și asta, asta trebuie să te caracterizeze pe tine și pe mine. Și astăzi vă vorbi despre ma, manifestarea prezenței lui Dumnezeu și libertatea în Duhul Sfânt. Două lucruri care se combină aici și sunt foarte, foarte bine ilustrate în Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să deschidem Biblia. Să vedem în Exodul capitolul 29, începând cu versetul 43. Haideți să punem versetul 29, începând cu 43 până la 46. Aici vorbește Dumnezeu poporului Israel și nu numai lui. Ne vorbește și nouă astăzi ție și mie. Amin. De aceea te rog să ascult ce spune Duhul Domnului. Spune, acolo mă voi întâlni cu copiii lui Israel sau cu copiii mei. În locul acela va fi sfințit de slava mea. Va fi sfințit de slava mea. Voi sfinți cortul întâlnirii, cu alte cuvinte, cortul întâlnirii, în vechiul testament, dar cortul întâlnirii este biserica, biserica Domnului astăzi aici, amin? Și altarul, când se predică de la acest altar, trebuie să fie un altar sfințit, un altar unde puterea lui Dumnezeu lucrează, nu un altar unde se spun doar povești mm, frumoase, care încântă mintea noastră de multe ori. Voi sfinți cortul întârnie și altarul, voi sfinți pe Aron și pe fiul ca să fie în slujba mea ca preoci. 45. Eu voi locui în mijlocul Copilor lui Israel și voi fi Dumnezeul lor. El este Dumnezeul no lo nostru. El este a poporului Israel, dar este și Dumnezeul nostru. vi să fie numele Lui. El vrea ca numele Lui să fie sfințit. Și când intri în prezența, prezența Lui, să știu un lucru, să știu un lucru profund și vom vedea. Și vom vedea ce se întâmplă uh, cu prezența lui, Versetul 46. Eu ei vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor care i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Amin. Poporul Israel a fost scos din Egipt, dar tu ai fost scos din în Egipt, ai fost scos din lume, din lume în care trăiai o după mersul văzduhului, domnul văzduhului, de aceea, iubiților, tu ai fost eliberat din acea stare, de aceea ai venit înaintea Domnului și te-ai pocăit de starea ta și Domnul te-a primit să vii să fie numele Domnului. Amin. Moise, dacă ne uităm în, în cuvântul lui Dumnezeu și îmi place cuvântul lui Dumnezeu, eu iubesc cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm în Exodus 33, Moise, omul lui Dumnezeu. Îmi place și mă, mă uit la acest om al lui Dumnezeu și vă, dau, vă, vă spun, Moise, când Domnul a chemat la această lucrare, a zis, Doamne, de ce pe mine? Moise uh, și Moise nu se simțea capabil. Începând cu versetul 12, aș vrea să. Doar câteva versete să vedem acolo. Începând cu versetul 12, Moise a zis, Domnului, iată, tu îmi zici. Iată tu îmi zici după porul acesta. Și nu mi arați pe cine vei trimite cu mine însă, tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Vreau să zic, știi, iubitul meu, că tu și eu, el, el ți-a dat o trecere, el îți cunoaște numele tău, știi când te scoli, știi când dorm, știi când te ridici, el știe totul, el te cunoaște. Wow! El mă cunoaște, da. Mă cunoaște și când sunt mai bun și când sunt mai rău. Mă cunoaște și când mă pocăiesc, mă cunoaște și când sunt răzvrătit. Dumnezeu te cunoaște. Așa. Și Dumnezeu vrea să comunice cu tine ca să poți să înțelegi prezența Lui, pentru că El a creat omul. A creat omul ca să aibă părtășie cu omul. Și cu Adam și Eva l-a creat ca să se întâlnească cu ei. Dar când a păcătuit Adam și Eva, când au păcătuit, s-au ascuns de Domnul. Le-a fost rușine de Domnul. S-au simțit goi, s-au simțit fără putere. De multe ori ne simțim goi, fără putere. De ce? Păcatul. Aici e un mare lucru. Biblia spunea că dacă ne mărturisim păcatul, el este credincios și drept, să ne ierte păcatele noastre și El vrea să te ierte, El vrea să te curățească, El vrea să te ajute în slăbiciunile, în slăbiciunile tale. Mai departe, versetul 13. Acum, dacă am căpătat trecere, spune Moise lui Dumnezeu, comunică cu Dumnezeu cu alte cuvinte, așa ar trebui să învățăm și noi să comunicăm cu Dumnezeu. Arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Moise se zice, Doamne, dacă am, chiar am căpătat trecere, și o întrebare care se pune și pentru tine, crezi că ai căpătat trecere înaintea Domnului? Cine crede, mâna sus? Eu cred că toți am căpătat trecere înaintea Domnului. Ai o trecere înaintea Domnului, dar ce faci cu ea? E o bună întrebare, așa-i? Gândește-te că neamul acesta, o mare vină avem pentru neamul acesta românesc. Este cum este, pentru că tu și eu nu mai ne axăm pe rugăciune, nu mai mijlocim, nu ne mai luptăm spiritual, nu mai suntem gata să stăm în spărtură. Avem o responsabilitate și ca păstor sunt datori iubicilor în dragoste să vă spun mare, mare grijă. Gândește-te, îi spune lui Moise, gândește-te că neamul acesta este poporul, poporul tău, îi spune lui Dumnezeu. Ua! Wow. după 14. Domnul a răspuns. n au zis ce frumos vorbește Domnul. Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dignă. Domnul le a promis lui Moise și îmi promite mie și ție că îmi dă o dignă și el va merge cu mine. Dar e o întrebare, vreau eu să merg cu el? Aici e marea întrebare. De multe ori vreau să merg eu cum vreau eu, cum gândesc eu. Și nu, nu, nu merg cum trebuie să merg. De aceea să învățăm lecția aceasta, pentru că prezența lui Dumnezeu nu vine oricum, iubiților. Prezența Lui Dumnezeu nu vine acum. Cu toate acestea, îl vedem pe Moise că cere de la Domnul mai mult. Da? Și de multe ori mă întreb și m-am întrebat, am experimentat prezența Domnului în locul acesta de multe ori. Într-o măsură mai mare sau mai mică? Unii ați experimentat-o, alții rămâne să experimentați. Dar vreau să știți că de-a lungul anilor Dumnezeu s-a arătat aici și Dumnezeu a lucrat cu multe putere. Dar s-a întâmplat ceva. Am venit cu așteptări la casa lui Dumnezeu. N-am venit din obișnuință pentru că e duminică. Ce ar? Ce m-aș bucura să vă văd că veniți cu așteptări și miercurea, veniți cu așteptări pentru că aveți de învățat și toți avem de învățat la etata aceasta după atâția ani de slujire și tot mai învăți. Nu mi-e rușine să spun, tot mai învăți. Dar mă uit la unii din dumneavoastră, iubiți și tot mă rog și îi spun Domnului, Doamne, ce se întâmplă? Oamenii ăștia nu văd că au nevoie de, de părtășia cu tine, nu văd că trebuie să învețe, nu văd că trebuie să se uh, uh, consacre. Domnul spune, eu îi iubesc. Ce-aș putea să fac? Ce-aș putea să fac pe, pentru ei decât să i îndemn? Și Duhul meu îi îndeamnă. Dar mulți nu ascultăm pe Duhul Sfânt. Alte preocupări sunt mai, mai prețioase decât decât aceasta. De aceea, iubiților, vă încurajez. Haideți cu toții, toată biserica, să ne apropiem mai mult de Domnul, să experimentăm prezența Lui. Vreți sau nu? Amin. Nu merge pe vorbe, iubiților. Vreau să vă spun clar, de-a bun început. Ci trebuie să ne implicăm. Să vii marțea, să vii miercurea. E prea mult, frate. Dar la televizor, dacă te uiți ori întregi, nu prea mult. Nu vreau să fiu și Domnul știe Domnul știe viața ta și știe viața mea. Mi-a plăcut să mă uit la sport. Dar Domnul știe viața, viața, viața noastră, de aceea, haideți să ne implicăm mai mult în, în lucrarea pe care Domnul ne vrea să ne implicăm. Dacă ne uităm în, în Exodul 40, versetul 34 și uh, 38, ai, ai, ai ce. Ce cuvânt puternic de la Domnul? Ei, Vedeți? Poporul a experimentat slava lui Dumnezeu. Atunci norul, era norul care a venit, a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul întâlnirii. Biserica, cortul întâlnirii. Nu-l vezi, dar vreau să spun că în domeniul spiritual, norul, norul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu este aici și este ilustrată prin tine, pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu. Te subapreciezi de multe ori. Nu-ți dai seama. Costel vorbea de unitate și tot ne speriem și ai punctat bine, dar vreau să spun mai clar acum. Noi toți avem unitate, dar știți care e unitatea care o avem doar? În Duhul. În fire ne avem unitate. În fire gândim fiecare diferit. În fire ne contrazicem. În fire apare mânia. În fire apare tot felul de gândiri. Dar în Duhul, dacă suntem în Duhul, și aici este unitatea, unitatea lui Hristos în biserică este în Duhul Sfânt. Poți să spui amin? amin. Dacă să ajungă acolo. Nu este simplu. Noi trebuie să faci ceva, dragilor. Iisus Hristos a făcut totul pentru noi. Trebuie să facem și noi ceva. Amin? Și această unitate trebuie să ne caracterizeze. De aceea, țin la aceasta. Mai departe, versetul, versetul 35. Moise n-a putut să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului în cortul. În prezența Domnului, eu așa o prezență și vreau să vă spun că am experimentat de mult, nenumărate ori, doar am o imagine să, să vă spun, de nenumărate ori prezența și unii din voi la fel ați experimentat. Și e minunată prezența Domnului, dar intensitatea asta, și vom vedea mai cum, cum ajungem acolo? Pentru că trebuie să ajungem acolo. Predicăm la o biserică în New Jersey și eram, eram obosit, eram terminat și am zis domnule, nu mă mai duc înapoi în România. Prea multe atacuri, prea multe lovituri, prea multe suspiciuni, prea multe, prea multe, prea multe, Doamne!" predicator, am avut o închinare deosebită și te Aleman, prietenul meu, mă, mă invite invitat să, să predic. m-a de predicat am avut chef să predic. Dar pentru că am fost musafir și m-au invitat, am, trebuia să predic. cum m-au invitat, cum am făcut, al doilea pas, am căzut jos. Nu, no, asta e bună. Vă dați seama, rușine. Eu, omenește, rușină. Nu știam atunci că este pre... Am simțit eu în Duhul că e o prezență a Domnului deosebită. Așa cum de multe ori vedem la... că avea o prezență deosebită în biserică. Dar n-am știut că... Doamne, eram puternic, în stare. Din cade cad în genunchi, înaintea Domnului. Și încep să râd. Încep să râzi, Daniele, după ce ești în situația în care ești, omenești, ar trebui să plângi, să fie milă de tine. Ce zic oamenii despre tine? Asta e problema noastră. Ce zic oamenii despre noi? Dar întrebarea mea este: oare ce zice Dumnezeu despre noi? Oare ce zice? Și stăteam acolo și râdeam și, și râdeam, nu știam de ce râd, Dar râdeam. Și -l văd pe, îl văd pe pastorul că coboară de la ambon și vine la mine ca să mă ridice, știi? Da? Bun. Cum o atins, o căzut și el? Oh, oh, acum am zis, n bine, nu numai eu sunt. Da, bun. Imediat, prezbiterii de lângă, imediat o săriți să-l ajute pe pastor și pe mine, cum o săriți să-i ajute, o căzut și ei jos. Oh, oh, aici nu e o lucrare a omului. Pentru că omul nu putea, orice om era, nu putea să mă pună jos. Dar Duhul Domnului m-a pus jos. Duhul Domnului te va smeri pe tine și pe mine. Duhul Domnului te va ajuta să înțelegi că El este în control, nu tu, nu abilitățile tale, nu cunoștințele tale. Amin? Amin. Ha. Eu văd pe Teresa soția lui că se duce și începe laudă și închinare din nou. Fraților, am văzut toată biserica. Tot a rămas sub acea ungere, acea ungere profundă. De multe ori nu știi, nu spune nimeni niciun cuvânt. Dar Domnul e prezența Domnului în biserică, o așa o profunzime în prezența Domnului. A trecut șase după masa, a trecut 8 după masă, a trecut 12 noapte, a trecut 4, până la 4 dimineața. De la 4 după masă, până la 4 dimineața, biserica a stat, nu s-a mișcat. Întrebarea a fost, mai da, oamenii ăștia n-au avut program. Ce planuri au avut? Pentru că noi de multe ori, oh, mă duc, mă duc, am program, am întâlnire, am întâlnire, am program. Dacă când vine prezența lui Dumnezeu, larg totul la o parte... Lași totul la o parte pentru că simți atingerea Duhului Sfânt, simți atingerea prezenței Lui Dumnezeu. De asta avem nevoie, iubiților. Amin? Amin? Oare, oare îmi doresc eu și tu această prezență? Mi-o doresc din toată inima, vă spun. Mi-o doresc. Ne mirăm de ce oamenii nu se pocăiesc? Să nu ne mirăm. Cei care a fost de la început știți că la acesta am vol să predau 50-60 de oameni în fiecare duminică. Că cine a fost de la început așa? Ia uite aici o mărturie. Dar oare de ce nu mai se predau acum? De ce nu mai vin oamenii? Răspundeți tu. Întreabă tu pe domnul. Domnul mi-a spus mie, Daniele, poporul meu nu se zmerește, nu se roagă, nu caută fața mea trăiește cum vreau, vrea el, fiecare după, după gândirea lui, de aceea nu se întâmplă. Domnul îmi vorbește, îmi vorbește așa de mult, îmi vorbește. Azi noapte n-am putut să, să dorm, n-am putut și m-am tot rugat, m-am rugat în alte limbi, m-am rugat în, Săteam și-l meditam și-l căutam pe Domnul. Doamne, aș vrea ca acest mesaj să ne pătrundă, Doamne, pe fiecare dintre noi, Doamne, să ne atingă pe fiecare dintre noi, să ne dorim cu adevărat prezența ta, Doamne, nu numai programe de biserică, nu numai închinare frumoasă, nu numai pre... Doamne, vrem prezența ta, Doamne, Dumnezeule. Mm. Moise! Un om a rugăciune. Un om care intră în prezența Domnului, abia așteaptă. Abia aștept să intru în prezența Domnului, pentru că este așa de minunat să stai în prezența Lui Dumnezeu. Hmm. Dacă ne uităm în 2 Cronici, capitolul 5, acolo, Solomon, versetul 14, Aia acolo la Sfincirea, sfințirea templului. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujbă din pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui. Clasa lui Dumnezeu. Umpluse casa lui Dumnezeu. Norul. Prezența Domnului. Aceea, sunt lucruri extraordinare când experimentez prezența Domnului și astfel de câți dintre dumneavoastră ați experimentat prezența Domnului la o anumite la un anumit nivel, mănuțele sus. Așa, îmi doresc tot mai mult să experimentăm prezența Domnului pentru că e atât de minunat. Preoții n-au putut. de v-am spus și treaba asta cu, și pot să vă spun multe altele. Nu poți să faci tot ce vrei tu, chiar dacă ești preot, chiar dacă ești pus să predici, Domnul vrea să controleze totul și Duhul Sfânt vrea să aibă un control amin asupra lucrării, nu nu, nu eu sau tu sau altul. De aceea, iubicilor, este foarte important să, să înțelegem aspectul acesta. Preoții nu puteau. Și Solomon continuă să. Continuă să binecuvinteze și vedem în, în 2 Cronici, capitolul 7, vedem ce se întâmplă acolo și vreau să ne uităm la, la aceste trei versete ca să putem să mergem mai departe, vorbind în prezența Domnului. 2 Cronici 7, 1 până la 3. Când și-a isprăvit Solomon ce? Rugăciunea. Mm -hmm. S-a coborât foc din cer și a mistuit arda de tot și jerfele și slava Domnului a umplut casa. Când s-a... Omului Dumnezeu, când s-a rugat. Pai, ce minunat! Să vezi când te rogi, imediat răspund la rugăciunea ta. Să vezi slava, să vezi puterea lui Dumnezeu că coboară. Și am văzut și pot să vă spun sute de ori. O rugăciune simplă, fără mare teorie, fără mare cuvinte frumoase, simplă, dar din inimă, coboară slava lui Dumnezeu Amin. și umple clasa de rugăciune. Amin. Mm. Preocii, versetul 2, n-au putut să intre în casa Domnului, că slava Domnului umplea casa Domnului. Doamne, adu acea slavă peste biserica Agape, Doamne, peste fiecare dintre noi, Doamne, vrem să experimentăm slava Ta, puterea Ta, Doamne. Ne-am săturat, Doamne, de programe doar, ne-am săturat să ne închinăm doar, Doamne, ci vrem slava Ta, Doamne, să coboare peste noi, Doamne. Slava Ta, slava Ta, slava Ta, versetul 3, toți copii lui Israel, au văzut coborându-se foc, focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ pe pardoseală, s-au închinat, a lăudat pe Domnul zicând, că ce este bun, că și îndurarea lui ține în veci. Haideți să zicem cu toții, că ce este bun și îndurarea lui ține în veci încă o dată. Că ce este bun, că și îndurarea lui ține în veci. Oare cine în durarea lui în veci da cine? Se manifestă în fiecare zi în durarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Trăiești, trăiești, ești aici pentru că este bunătatea și harul lui Dumnezeu. Este bunătatea și harul lui Dumnezeu. Dar ce facem acum? Iubiților, în noul legământ, ce facem? Îl vedem pe Domnul Isus și îl vedem pe Domnul Isus că în Evanghelie vedem că oriunde mergea, prezența și slava lui Dumnezeu era peste el. Vedem că vindeca. N-a putut doar unde, în locul unde era, acolo să facă mare lucru, pentru că probleme, aveau probleme cu uh, oameni din, din localitatea lui. Necredința te va împiedica. Necredința i-a împiedicat să vadă omul ăsta, omul ăsta fiul lui Dumnezeu, fiul templarului. Să uită la domeniu natural. De aceea, iubicilor, vedem pe Domnul Iisus că, că l de slava și gloria lui Dumnezeu. Hmm. Semne și minuni. Vedem că se întâmplă. Prezența Domnului este, vreau să spun, o realitate. Și mulți dintre voi ați gustat din ea la un anumit nivel. Întrebarea, vrei să mergi mai departe? Eu vreau. Sunt opt nivele a prezenței lui Dumnezeu. Nu vreau să le, n-am timp să le spun astăzi, să le descriu astăzi. Vreau să vreau să vă încurajez la această prezență a lui Dumnezeu și să nu venim doar că, uh, din obișnuință la biserică, dar să venim cu așteptări și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. 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 Hmm. Și aici vedem că moartea și învierea Domnului Isus Hristos a produs miraculos învierea. Moartea, oamenii au produs-o, dar învierea, același Duh care l-a înviat pe Isus Hristos, este în tine și în mine, iubitule, ascultă-mă bine, este noi și va învia trupurile noastre, vințile noastre, gândurile, chiar dacă dormi. În numele Domnului Isus, ridică-te, ridică-te, trebuie să mă ridic în numele Domnului Isus. În numele Domnului Isus. Domnul îmi spune să mă ridic, de aceea îi spun iubitul meu că Domnul poate să regenereze viața ta spirituală. O vedem în, și vreau să vedem în. Slava și gloria lui Dumnezeu, vedem prezența lui Dumnezeu. În primul rând apare pentru că așa ne-a promis Domnul că acolo unde sunt doi sau trei, eu sunt în mijlocul lor. Nu auziți aici? Asta este o promisiune care ar trebui să, să o știi și o știm teoretic, o știm cu toții. Aceasta în Matei 18, versetul 20. Este o promisie. În 2,3, în numele meu. Aici nu vine, uh, vin, vi la biserică că vezi, Doamne, vin din obișnuință. Și vii în numele Domnului. Vii în numele Domnului și aș vrea să înțelegi acest aspect real. E o promisiune de bază. Vrei să experimentezi prezența Domnului? Cine vrea? Trebuie să știi asta. Văd că nici ce mâini nu ridică. Nici Vreau să știi că trebuie să ști că El este aici. Știi ce zic unii? Că și mir, că de multe ori spune să le spune, în vie să le spun câte ceva, costele. O, oh, nu e așa, nu n-am simțit prezent. Păi n-ai simțit pentru că n-ai simțit, pentru că ești departe de a simți. Oh, păi acolo nu lucrează. Adică cum? Îl faci mincinos pe Dumnezeu? Adică spune că acolo unde doi sau trei sunt în, numele, eu sunt acolo și tu îmi spui că acolo nu, nu lucrează Dumnezeu? Aberație și o prostie omenească. Dar, iubiților, noi mergem mai departe. Un al doilea exemplu, care e așa de, așa de clar, așa de clar. Matei 28, le spunea ucenicilor, îi trimite pe ucenici, îi trimite să să facă ucenici. Să învece pe cei care îi fac ucenici. Și apoi le spune: Și eu sunt cu voi până la marginile pământului. Eu sunt versetul 20. Te rog foarte mult să-l să pui, versetul 20. Hmm. Eu sunt cu voi în toate zilele, nu auziți? În toate zilele, că e marți, că e miercuri, că joi, că e vineri, că e luni, că e duminică, nu numai duminică, în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Oa, ce promisiune extraordinară! Ar trebui să o ții așa de, 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 să fie așa de clară pentru tine, încât niciodată, niciodată să nu-ți fie frică. Mergeam, am mers la o, o soră care Dom așa, așa, frică. Și nu știu ce trebuie să spun asta, dar Duhul Sfânt știe mai bine decât mine, pentru că sunt aici persoane care au frică. Și aveți frică și la orice pas, numai la frică vă gândiți, numai, numai ce se întâmplă cu mine, oare ce voi păci, oare unde voi ajunge, oare ce. Și m-a dus la da, persoana respectivă și uh, mi-a spus, în numele Domnului Iisus, mustru, acest duc de frică, că e un duc de frică. Dar noi nu avem duc de frică. Noi avem un duc de putere. Și vreau să-l mustru în această dimineață, ducul de frică, dacă este, ridică mâna sus. Ridică mâna sus, dacă duc de frică, numele Domnului Isus, ia uitat. Duc de frică, numele Domnului Isus. Duc de frică, numele Domnului Isus. Vă mustru, mustru, duc de frică, te monstru numele Domnului Isus Hristos, în autoritatea Fiului lui Dumnezeu, te mostru, duc de frică. Tu ai un duc de putere, ai un duc al dragostei, ai un duc a bunătății lui Dumnezeu. Nu ai un duc de frică. În numele Domnului Iisus, tu trebuie să spui aceasta. Tu nu ai un duc de frică. În numele Domnului Iisus Hristos. Evrei, capitolul 13, versetul 5 și 6. Noi, auziți, acum ne îngrijorăm de toate lucrurile și sunt convinsă că vă, vă îngrijorați, mulți dintre voi, de mulți, 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 pentru multe lucruri. Ne îngrijorăm. Evrei, 13, versetul 5 și versetul 6. Ia uita ce frumos spune aici cuvântul. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă mulțumiți cu ce aveți, că cel însuși a zis. Cine a zis? Domnul a zis. A zis, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Nu au zis, dacă Domnul spune asta, iubiților, atunci ce facem noi? O, Doamne, cum plătesc aia? Hă, salarul în loc să se mărească, să micșorează. Ce fac, Doamne? Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te părăsesc. Hmm. Așa că puteți, ne au zis, aici e, o, aici e un, un, lucru secret. Puteți, putem zice, plin de încredere. Dar trebuie să zici plin de încredere. Domnul este ajutorul meu, nu, vo, nu, mă, nu mă voi teme ce mi-ar putea face omul? Nu auziți să zicem fraza aia. Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme. Încă o dată. Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme. Aceasta este o promisiune a iubiților care trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să o folosim. Amin? Și în lucrarea Duhului Sfânt și aici am... În lucrarea Duhului Sfânt și dacă asta promisiunea și prezența Lui Dumnezeu, acum, vedeți, ca să avem libertate în Duhul Sfânt, na, nu poți să ai libertate când ai frică și îndoială și necredință, n-ai cum să ai libertate. Libertatea în Duhul Sfânt îți dă autoritate, să zicem cu toții, autoritate. Oh! Te rog să pui 2 Corinteni 3 cu 17. Domnul este Duh. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie, acolo este libertate. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17. Haideți să vedem. Căci Domnul este Duh. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie, cu alte cuvinte, libertate. Ce vrei să spui, frate Daniel? Când ești în Duhul, când ești în Duhul, ai libertate, dar libertate de acțiune și o ai autoritate dumnezească, Lili. Amen. Ai o autoritate, nu e așa, o autoritate, dar asta trebuie să experimentezi, trebuie să știi. Trebuie să știi că Duhul Sfânt care este în tine, Duhul Sfânt îți dă această autoritate pe, și îți dă și libertate. Gândiți-vă la, la apostol, domnule, Fricoș când a, Domnul Isus a fost omorât și a fost pe cruce ei, fiecare a fugit în pă, sau temut, le-a fost frică, s-au împrăștiat. Dar uitați-vă după ei, după ce? După ce Domnul Isus a înviat? Uitați-vă după ce a privit Duhul Sfânt în ziua de Rusalii. Uitați-vă ce face Petru. Uitați-vă ce face Ioan. Uitați-vă. La prima, și a fost o predică în, în fapte, capitolul 3, Acolo Petru le spune pășlau, nu știu dacă ar fi la noi în România treaba asta să vină Petru să spună pășlau așa, Marcel, nu știu cum am primit, nu știu cum am primit noi, dar le-a spus așa pășleau voi l-ați răstignit pe Iisus, voi sunteți vinovați, n-ați crezut, uh, le spune preoțul orice mai de seamă, le spune că oamenii ar... oamenilor de știință, bă... cine ești tu să ne spui? La Petru și Ioan erau plini, zice, plini de Duhul Sfânt. Și îi spuneau întrebarea și au întrebat, cu ce putere faci tu treaba asta? Și ei au realizat că oamenii ăștia au stat lângă Isus. Aleluia! Au stat lângă Isus. Au realizat la întrebarea mea, iubiților, realizează oamenii din jurul tău că tu ești lângă Isus. Realizează că ești plin de puterea Duhului Sfânt, aș vrea să realizeze. Povești, pot să vă spun, întâmplă foarte multe. Și doi n vecinul meu, Ilie, dar nu mă spun de el. Ăla, aleluia, îmi zicea. Aleluia, știa că, știa, că, Domnul... Venea printre gar să se uita. Bună dimineața, aleluia, bună dimineața. Dar el știa, el știa că eu sunt copilul lui Dumnezeu și știa că am autoritate și aș vrea să intri în autoritatea pe care Domnul Nu eu ți-o dau, pe care Domnul ți-a dat-o, ție și mie. Dar nu doar că vii duminica la biserică, nu-i destul atât. Intră în autoritatea pe care Domnul ți-a dat-o. Dacă ai experimentat prima parte, și aici este numărul unu, acolo a fost promisiune, e o promisiune care a trebui să o visezi în fiecare noapte și când vii la biserică să știi că Domnul e aici, să știi că Domnul este cu tine, să știi că Domnul nu te va lăsa. Amin. Hmm. Lucrul miraculos se întâmplă în ziua 50.000. Ucenicii au fost un plus de puterea Domnului, de Duhul Sfânt. Unce și biserica, asta să vedem câți dintre voi, câți dintre voi a fost un plus de puterea Duhului Sfânt, mânuțele sus, câți de... a, așa, așa. Dragilor, trăim o perioadă foarte în istoria creștinismului deosebită, de aceea Vreau la numărul 2, la prezența Domnului, manifestare a prezenței Domnului. Și cum este manifestarea aceasta? Pe care o cunoaștem la o anumită dimensiune. Este rugăciunea cu foc, trecem foarte fugitiv, este credința, este puterea. Este lauda și închinarea. De aceea ne bucurăm să avem frații noștri care ne conduc laudă și închinare, și ei binecuvintez de numele Domnului, pe genul și pe frații care ne. De aceea îi atac împotriva laudei și închinării de-a lungul anilor. Deavolul, Lucifer, a fost aruncat pe pământ a vrut să se ridice mai pe sus decât Dumnezeu. De aceea, vedeți prezența asta a Domnului. Cel ce stă, și psalmistul spune, cel ce stă sub oclotirea celui prea înalt, psalmul 91, versetul 1 și 2, cel ce stă sub oclotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este Dumnezeul meu în care mă încred. U! Asta ar trebui să fie vocabularul nostru, ca și creștini. El este Domnul meu, El mă scapă, El, mă, El de partea mea, El mă scapă, El este Dumnezeul meu, în El mă încred. Costel zicea, și ne-am rugat ca să nu ne uităm la lucrurile, lucrurile naturale care privesc și le, le, vedem și le, lucrurile duhovnice să le au de preț și ăla vor sta. Acolo cel ce stă, ce, 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 vrea să spună psalmistul? Cel ce stă sub ocrotirea celui prea, cel ce stă stabil. Adică aici cuvântul stă înseamnă stabil. Nu bate vântul mă întrâng în stânga, bate vântul mă doc în dreapta. Nu, 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 cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Și se relaxează, acolo cuvântul se relaxează și o dignește la umbra celui atotputernic. Întrebarea este, te relaxezi tu și eu la umbra celui atotputernic. ah, ce minunat este să stai la umbra celui atotputernic. Aici este nivelul 2 la care a trebuit să ajungem. A trebuit să ajungem și apoi când vii aici în prezența Domnului, e minunat că putem să cântăm, să lăudăm pe Domnul, să batem din palmă, avem libertatea să batem din palmă, avem libertatea să ridicăm mâna pe Domnul, avem libertatea. Și azi dimineața am dansat și am dansat și da, cum frate asta din Duhul? Da, dragă, de ce nu mă simt să nu mă simt liber în Biserica Domnului? Nu sunt la cimitir să -ți fiu legat. Am, stan, am dansat și am libertatea aceasta să îl aud pe Domnul. Nu sunt, nu mai spun că ani de zile am fost așa de tradiționalist. Ui, ui, ui. Ce vorbești în biserică, frate Daniel? Păi trebuie să stai, domnule, neclintit dar nu te uzi și la predică, îmi făcea observație fratele care nu te uzi nici în stânga, nici în dreapta. Mă te uiți înainte de am zis, cum a scăpat, oh, aleluia! Aleluia! Închinătorii adevărați se vor închina. Domnul Iisus dă revelația aceasta și ne-o dă nouă în Duh, na, dar să fie Duhul. Știți că mulți se închină și ridică mâna doar din, așa din obișnuință, știți așa? Mulți. La rezultatul final, asta este, iubiților, când, te, la, când îl te închin înaintea Domnului, în Duh, în omul din lăuntru, îl glorifică pe Dumnezeu, îl cinstește, îl onorează pe Dumnezeu. Și apoi, adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu. Aici am. Îl, vedem pe, îl, pe, îl vedem pe Ioan și pe Petru care proclamă adevărul. Proclamă adevărul. Și asta trebuie să facem și noi, tu și eu. Însoțit de credință, însoțit de putere. Pentru că în tine n-au frate, dar cum să mă simt însă, că mă simt slab și neputincios, Dați de acord cu tine. Foarte bine că te zici de -așa. Da, dar în Duhul tău este Isus. Și ar trebui să simți invers. Că în Duhul tău este Isus, cel ce este în noi, este mai puternic decât cel ce este în lume. Isus Hristos este în tine și este în mine. Este în tine și în mine, mână sus. Aleluia! Atunci, dacă este în tine, nu te simți slab și neputincios. Da, dacă mă întreb cum te simți, Daniel, în, 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 în tine, mintea ta, da. zic, ca și om al lui Dumnezeu mă simt puternic, pentru că știu că Iisus Hristos este în mine. Amin. Ca și om plin de greșeli, plin de gă, păcate, plin de... Da? da, da, ca și om, da, ca și om al lui Dumnezeu sunt plin de puterea Duhului Sfânt. Amin. Comunic, vorbesc cu Duhul Sfânt, vorbesc cu Dumnezeu, vo, vorbesc. Și atât de minunat. Vă chem și pe voi la această întâlnire: să vă întâlniți cu Domnul. Dar nu se poate, oricum. Ascultă aici, trebuie să -ți faci timp pentru asta. Trebuie să ai o inimă deschisă. Trebuie să te, să te lepezi de păcat. Și e trăirea, iurea. Și iubiți de a vreți să mai departe. La nivelul 3. Deci la nivelul 1 avem promisiunile, le-am văzut. La nivelul 2 avem manifestarea prezenței, avem rugăciunea fierbinte, avem credință, avem putere, avem laudă și închinare. La nivelul, la nivelul 3, manifestarea prezenței prin, prin auziri, nu auziți aici, auzire, ascultare și împlinire. Trei lucruri esențiale. Auzire, ascultare și împlinire. Și sunteți de ani de zile aici, în Biserica Agape, și mulțumesc Domnului pentru voi care sunteți aici. Dar vedem, Domnul Iisus face o paranteză și în Luca, capitolul 6, versetul 4-6 până la 49, Domnul Iisus face, și auziți bine ce spune Domnul Iisus, nu spun eu, nu spune fratele Daniel Matei, spune Domnul Iisus. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? 47, Na, aici, uitați, Domnul Isus. ce bun e Domnul Isus. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Nu numai că aude, dar le face. N-auziți cu ce, ce se seamănă. Se aseamănă cu un om care când a, a, a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpăstuit și voiul peste casa aceea. Dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe sting, stâncă. Dar cine aude, nu auziți aici, cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie și s-a năpăstuit și voiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. De aceea, iubiților, temeria noastră este Iisus Hristos temelia noastră este acea preată, acea revelație pe care își zidește Matei, capitolul 16, își zidește biserica, îi spune lui Petru, pe această revelație îmi voi zidi biserica mea și porția rocuinței morcior nu vor dărâma, nu vor birui. Ua! Wow. Un nivel extraordinar aici și aici Aici, când ajunge aceasta la, la această certitudine, dragule, și aș vrea să înțelegi acest nivel, și unii din noi am, ajungem aici și mergem și la alte nivele, dar aș vrea vă, să vă duc pe fiecare dintre dumneavoastră, pe che auzim. Hm, oile mele auzi glasul meu, spune Domnul Isus. Oile mele, oile mele. Și nu se duc după un străin. Ioan 10 cu 3 și până la uh, și 5. Oile mele, ascultă glasul, ascultă glasul, ascultă! Nu numai că-l aud, dar ascultă! Ioan 10, 3 și 5. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. Și el își cheamă oile pe nume. Cristi, vină la mine! Pune Domnul Iisus. Ioan, Maria, Stella, vină la mine! Vină în prezența mea! Vino că vreau să te binecuvintez. Vino că vreau să te ajut. Vino! N-am timp, Doamne, vezi că am atâta de făcut. Lasă-mă cu, Doamne. Aici, așa suntem noi, aici, dar aici cuvântul spune, portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. Și versetul 5, nu merge deloc după un străin. Oile nu merg după străin, să știți. Nu merg după străin. Și fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Na, aici e o întrebare cheie, care trebuie să o pui tu și eu. Cunoști glasul păstorului, domnului, care este păstorul cel bun? Creștinismul așa an și ani n-am înțeles, n-am, n-am. Ce să asta, Păstor, glasul păstorului. Dar vrea să învățați că, iubitorul că poți să cunoști glasul păstorului. Glasul păstorului uh, poți să-l auzi. Și da, deasupra... el îți vorbește și poți să spun de nenumărate ori, el îți vorbește, poți să spun exemple extraordinare, că el îți vorbește. Glasul păstorului. Hmm. Ascultă poruncile mele, Luca 10, cu 16. Mm. Oile mele, ascultă! Pune și versetul 16, te rog, din Ioan 10. Mm. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine nea nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Hai, frate, Danere, că asta e prea de tot. Dar eu îl iubesc pe Domnul. Dar eu îl ascult pe Domnul. A, nu, nu pot să ascult predica de la fratele cu tare. Nu, 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 nu. N-auziți? N-auziți aici? Că singuri ne condamnăm. Singuri! Cine, cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine. Și cine vă nesăcotește pe voi, pe mine mă nesăcotește. Așteptăm ca prezența Domnului să fie prezentă în biserică. O, oh, păi nu pot să ascult pe sora sau pe fratele. Vezi, Doamne, eu știu mai multe, cunosc mai multe, am îți de mai mulți ani în biserică. Greșit! Nu! Cine stă aici și fiecare dintre noi, noi vrem să îl prezentăm pe Domnul Iisus Hristos. Vreți să pre prezentăm puterea Lui, Harul Lui. Pe El să-L ascultați. Dacă vă vorbim de Isus Hristos, ascultați-L pe El. Dacă vă vorbim despre alte fantezii sau alte lucruri extraordinare, atunci nu ne ascultați. Dar, iubicilor, vreau să vă spun că Biserica Domnului, Biserica Agape, dacă ajungi la acest nivel, dacă vrei să ajungi la acest nivel și trebuie să tac. Ne place să auzim și e bine că auzim. Dar ne nu știu că ne place să ascultăm ce auzim. Apoi nu mai vorbesc de să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători în ce ne sânduri. Pentru că trebuie să auzi ce vrea Domnul de la tine. Trebuie să auzi cum vrea El să lucreze în viața ta? Hmm. Aici vreau să, la nivelul 4, aș vrea să înțelegem în lucrarea Duhului, libertatea Duhului, libertatea lucrarea Duhului. Nu, nu se poate face lucrarea Duhului uh, tradițional. Vezi că îi dăm drumul la Duhul Sfânt duminică dimineața, că acum e rândul Duhului Sfânt. Dar în timpul săptămânii nu mai lasă-l pe Duhul Sfânt să-și facă treaba lui. Nu, iubicior, trebuie să aibă libertatea Duhului Sfânt și vreau să-i dau libertate. Și cum îi dau, vreau să vă învăț, cum îi dau libertate Duhului Sfânt. Dar trebuie să fiu în ton cu Duhul Sfânt. Știți că de multe ori noi nu descernem deci clar. E Duhul Sfânt sau e Duhul nostru? Poate să fie Duhul lui Dumnezeu? Poate să fie Duhul nostru? Sau poate să fie firea noastră? Sau Duhul lumii? Sau Duhul celui rău? De aceea e foarte important, iubicilor, ce facem. Aceea Duhul Sfânt, ca să ne ajute, ne dă, ne dă daruri. Și ne dă dauri ca să ai libertatea, să am libertatea și eu, eu mă mișc în libertatea Duhului. Eu n-am nicio... mulți să miră și mulți vă mirați, dar asta este. Eu mă mișc în libertatea Duhului. Eu am ori de câte ori Duhul Sfânt îmi spune ceva, eu spun, nu tac. Chiar dacă nu le convine la unii, nu tac. Spun în dragoste, mm -hmm. tot învățăm în dragoste, așa. dar spun. Iubiților, libertatea Duhului trebuie să ne caracterizeze. Și acele nouă daruri ale Duhului Sfânt din 1 Corinteni, capitolul 14, acele, acele nouă daruri trebuie clare, cuvântul de cunoștință, cuvânt de înțelepciune, deosebirea Duhurilor. Dar întrebare, că acum toți ați, ați fost când a fost vrăjitoare și a venit vrăjitoarea aici... Câți ați fost aici? Ia să vedem, mânuțele sus, vrăjitoarea așa, mulți ați văzut vrăjitoarea. Na ce făceam eu dacă Duhul Sfânt îmi coboară jos acum și oprește-o pe vrăjitoare. Ce făceam eu dacă nu aveam de la Domnul, de la Duhul Sfânt, nu de la mine? Darul deosebirii Duhurilor, ce făceam? Mă bâlbâiam, apucam, mă apuca frica. Era o femeie elegantă, o femeie nu, abar n-am avut că o femeie asta poate să fie o vrăjitoare, așa elegantă, așa pedantă, așa. Dar Duhul Sfânt știe, aici trebuie să înveți o lecție mai bine decât tine. Și ca să ai libertatea Duhului Sfânt, trebuie să-l trebuie să cunoști pe Duhul Sfânt pentru că este o persoană. Duhul Sfânt spune, vin de la Amvon, era aici cu oprește. Se oprește femeia și Duhul Domnului zice, e vrăjitoare. Doamne! Femeia așa elegantă, femeia prezentabilă, femeia vrăjitoare? A vrăjitoare! Și vine în biserică, să știți că mulți draci intră în biserici. Am văzut, am... în multe biserici am scos draci, în multe biserici. Ma cum mi a spus, duc te vrășitorie în numele lui Isus Hristos. Pleacă de la ea. A căzut jos și a început să țipe. Uai, taci în numele lui Isus. A căzut la pământ. A început să învârtă. A început să, se miște ca un șarpe. Am spus, în numele lui Isus, oprește-te, în numele lui Isus. S-a oprit, s-a întors pe, pe, spate și a început să clipească din ochi. Și am ridicat-o și am zis, Doamne, cine sunteți? Păi suntem, sunt pentru dată în biserica Agape și noi suntem nouă vrăjitoare în Timișoara. Și ele m-au delegat pe mine să vin. Nu m-au trimis în alte biserici. Au zis, n-au treabă cu alte biserici. Dar au treabă cu biserica voastră, pentru că voi veniți împotriva noastră, împotriva Duhului de vrăjitorie. Și mustrăm Duhul de vrăjitorie peste Timișoara. Mustrăm ocultismul peste Timișoara, în numele Lui Isus. Îl mustrăm în autoritatea Domnului Isus Hristos. Aici suntem. Cuvânt de cunoștință, numele lui Isus. Acum, duc de vrăștorie, n ce căuta. robește ocultismul, cultismul robește pe mulți oameni în Timișoara. Îi robește, îi robește, îi robește. Ce facem noi? O, Doamne, dacă Tu vrei... Do Domnul, vrea, vreau să spun că vrea totul. Dar ce facem? Vrem noi? Și când i-am dat mâna și am ridicat această femeie, a zis, a zis că trebuie... Doamne, sunteți să de prima dată, da. Când, de acolo jos, ce s-a întâmplat? Păi când mi a spus, duc de vrăjitorie, am căzut, fără, nu m-am putut să mă mai țin. Și ce s-a întâmplat acolo jos? Acolo a apărut o figură, o figură, de Dumnezeu. A fost, l-am cine a fost? A fost Domnul Isus. Și zice, ce, ce a zis? M-a zâmbit la mine, Domnul Isus te iubește, i-am spus. Aici, în biserică, i-am spus, te iubește și pe tine, chiar dacă ești vrăjitoare. În numele Lui Isus Hristos, fie liberată. În numele Lui Isus. Și am pus-o pe scaun acolo să stea să asculte predica. Dragilor, oamenii au nevoie de Hristos. Oamenii au nevoie de, de tine și de mine, care suntem plini de, de Duhul Sfânt. Au nevoie de libertatea aceasta a Duhului Sfânt. Nu libertatea de a veni și a ocupa loc pe scaun. Ah, păi dacă vrea Domnul să se întâmple ceva, se va întâmpla. Oh, dragule. Unde suntem? Întrebarea. Unde suntem? O, Domnul vrea să ne ridice pe fiecare dintre noi. M-am săturat de tradiționalismul ăsta m-am săturat de, de indiferența asta. Iubicilor, trebuie să, să fim oameni al lui Dumnezeu. Trebuie și vreau să sfârșesc aici. Mai am mai mult, dar vreau să sfârșesc. Nu, unii nu puteți duce, dar vreau. Văd vă la Domnului. Degeaba unii, unii sunteți așa de captivi, așa de interesați în asta, pentru că este lucrarea Duhului Sfânt deosebirea Duhului a spus, dar v-a spus, ia să vedem câți dintre voi aveți o mărturie clară cu, ați avut cuvânt profetic, darul profetic pentru anumiți oameni, mânuțe sus, și uh, s-au împlinit. Nu e așa că lucrează Duhul Sfânt și marțea, vin o să vezi cum lucrează Duhul Sfânt în Biserica Agape. Darul profetic, slujba profetică, uh, mijlocirea, veniți să vedeți, oferim ocazie. Să nu vă trăziți prea târziu. Unii, unii au așa multe probleme, dar nu vin la, vezi, Doamne, că nu vin marțea sau miercurea. Atâtea probleme, nu știu, dacă aș avea așa multe probleme, întotdeauna că am probleme și întotdeauna, chiar dacă n-am probleme, mă pregătesc pentru timpul când am probleme, vin la casa lui Dumnezeu, vin în prezența Domnului, vin să primești ce are Domnul pentru mine. Amin? Nu să te conving? Nici nu vreau încerca să te conving, nici nu vreau să te conving. Decât să vii și să stai nepăsător, mai bine stai acasă. Dar dacă vrei să experimentezi prezența lui Dumnezeu, vino, Domnul te, Domnul te cheamă, Domnul te cheamă, Domnul te cheamă. Vrea să auzi? Vrea să auzi vocea Lui? Vrea să înțelegi? Să asculți ce auzi? Și vrea să împlinești. Apoi, vrea să folosești ca să ai libertatea aceasta a Duhului Sfânt. Și asta e frumusețea, să poți să folosești, să poți să te duci cum Lili vine și spune, uite, așa mi-a arătat Duhul Domnului. Dacă au și întrebau acum ce a arătat Duhul Domnului acum, precis Duhul Domnului a arătat, așa Lily. Lili. Sunt convins, așa e Talita. Da, Dar nu la toți, așa e că nu la toți. Nu. Și aici depinde de, de starea ta. Ce preț plătești tu și ce preț plătesc eu sunt aici să vă încurajez la prezența lui Dumnezeu nu formalități nu programe ci prezența lui Dumnezeu Dacă când vrei să pre experimentezi prezența lui Dumnezeu vii cu așteptări și fa... nu așteptăm să facă Domnul tot dar vedeți că partea noastră el nu o face vreau să vă spun de acum Maria, nu o face Costele, nu face Domnul trebuie să faci și tu partea ta care e partea ta, frate? Să cred. Să cred că ce-a promis, el va face. Să cred că astăzi, astăzi îl împlinește cuvânt. Să cred! Și să acționez. Să acționez prin credință. Și Domnul să ne dea putere la aceasta, să acționăm prin credință. Vedeți, lucrarea Duhului Sfânt trebuie să facă în libertate. Nu putem să... Aici ținem unde lemn noi aici și când nu mai. Numai când ne rugăm pentru bolnav, îl scoatem afară. Așa se întâmplă și cu Duhul Sfânt în multe biserici. Îl țin în cutiuță. Nu e și acum. Nu oricine. Oh, deranjezi. Oh, nu, Duhul Sfânt vrea să aibă libertate. Amen. Și eu personal pentru că îl iubesc pe Duhul Sfânt, îl cunosc pe Duhul Sfânt, în viața mea îi dau libertate, cu toate că, de multe ori, nu înțeleg, am limitele mele. Am limitele mele. De aceea, haide să lăsăm pe Duhul Sfânt porumbelul să zboare, să-i dăm libertatea să zboare, să zboare în viața ta, în trăirea ta, în umblarea ta. Vă binecuvintez de numele Domnului. Doamne, îți mulțumesc pentru prezența ta în biserica ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare frate și soră, Doamne, care este doritor după prezența ta. Doamne, nu formalitate, ci doritor după prezența ta. Împlinitor al cuvântului, Doamne. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că doamne, avem libertatea. Avem libertatea Duhului Sfânt pentru că vrem să-L ascultăm pe Duhul Sfânt. Biserica aceasta, Doamne, trăiește într-o unitate a Duhului, de aceea binecuvintează-ți lucrarea. Doamne, îți mulțumesc, suntem înaintea Ta, suntem înaintea Ta, suntem înaintea Ta și spune împreună cu mine, vreau să dau libertate Duhului Sfânt. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să-i dau libertate Duhului Sfânt. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg să înțeleg pe Duhul Sfânt. Zi împreună cu mine, ajută-mă să-L înțeleg pe Duhul Sfânt. Să-L cunosc mai îndeaproape. În numele Domnului Isus. Doamne, îți mulțumim pentru prezența Ta, slavă, ce e glorie numerită. merităm. Îți mulțumim că Tu ești la lucru, te binecuvântăm pe Tine. Îți mulțumim.